Formația de juniori. Știu că sunt buni copii de la KOP, dar m-au impresionat și mai tare de data asta, nu știu de ce. Bravo, Petru, a fost super bine. Hai grupate așa să ne cunoaștem, să vedem și cum vă cheamă. Bună dimineața, cum te cheamă pe tine? Pe mine mă cheamă Maia. Și tu de când dansezi? De câteva luni. Cam câte așa? 2, 3, 5, 6, 1 an? 5, 6. 5, 6, pe tine cum te cheamă? Ilinca Ariana Maria. Și tu de când dansezi? De un an. De un an? De bine mă cheamă Ispas Maria Teodora. Și dansezi de? La 4 ani. Și acum câți ani? 8. Mulți înainte. Pe mine mă cheamă Anais. Și de cât timp dansezi? De la 4 ani. Și acum câți ani? 8. Mulți înainte. Sunt care dansează de mai multișor timp, dar și se vede, se vede că sunt foarte bune și se pricep la ceea ce fac. Au avut și ceva rezultate despre care o să vorbim cu cea care le pregătește. Nu mai am timp să vorbesc cu voi, aș fi vrut să mai vorbim puțin și aș vrea să mă învățați și pe mine cum să dansez, dar data viitoare îmi promiteți că mă învățați? Da. Bine, mulțumesc. Oana Paciurea este cea care le pregătește la KOP Dance School și este cu noi. Bună dimineața, bun venit. Bună dimineața. Bine v-am găsit. S-a îmbrăcat și Oana în același ton, bineînțeles. Da, păi, bravo, foarte bun moment. Da. Foarte bun. Și sunt copii mici care reușesc iată să facă mișcări destul de complexe. Da, și în formula aceasta nu sunt de mult timp, cam de din iarnă, când ne-am hotărât să mergem la concursul de la Oradea. Aia vă ziceam, ai dus și la concursuri. Da, da, da. S-au clasat pe locul 4. Bravo! Din, unde? Pe țară, unde? La Oradea. Pe la țară? Da. Ceva. Și sâmbăta trecută au luat locul întâi pe județ. Cele mici. Bravo lor, felicitări. Ah, stai că eu credeam că tot cele mici Nu. Avem și mai mari, bineînțeles, mai experimentați. Kids. Kids. Juniori sunt cei mai mici, avem kids și cei mari. Și crew, KOP crew, care sunt cei mai mari, care cei am data trecută. Adică, da, i-am văzut. Ei au luat locul 3 pe țară, la categoria lor de vârstă, și locul 2 la altă categorie, la Oradea. Bravo! Voi ați venit la noi înainte de a merge la acel concurs, da, da, da. Nu? Da, da, da. Și acum, după, cu rezultatele... Acum am venit cu diplomele. Da, ne așteptam să fie așa. Sunt foarte multe diplome, iată, de locul 1 și nu numai pe țară, și locul 3, locul 4 pe țară înseamnă, da, da, înseamnă da. Mare lucru. Iată, KOP Dance School. Așa arată sigla unde vedeți, da. Că e treaba asta, acolo e și sala de dans. Da, exact. Vedeți, da, 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 da. Am făcut de astăzi formă o nouă grupă de dans de la 4 ani. Vă așteptăm la noi la sală. Aveți de la 4 ani până la ce vârstă? 16. Și au pentru adulți? Mai... Facem și pentru adulți. Am avut o grupă, însă a trecut vara peste noi.
Cei mici sunt mai deschiși, bineînțeles, către așa ceva și pentru că timpul este altul. Simona, dansăm sau ce facem? Mai vorbim? Mai vorbim 5 minute. Simona le face poze. Da, da, da. Cum trece timpul? Simona are un timp al ei. Nu știu dacă înțelegeți. Da. Timpul pentru Simona Mușone, producătoarea emisiunii noastre, curge altfel. Da. Astfel că ce acum erau 2 minute, peste 2 minute sunt 5 minute. Sau 10. Da, sigur, hai să-i prezentăm, nu? Te rog frumos pe tine. Păi voiam să mă învețe și pe mine, fetele, cere mi să dansez. Trebuia să mă lași dacă aveam timp. Of! Da. Să stau așa, am ieșit din cadru, nu mai stau, gata, am plecat. Ce, scuze? Bună dimineața! Puteți să vă ridicați ca să vorbiți? Dacă vreți să stați așa, stăm așa și... Bună dimineața, cum te cheamă? Mă numesc Alexia și am 12 ani. Mulți înainte pe tine. Cristi și am 10 ani. Mă numesc Cătălina și am 11 ani. Mă numesc Natalia și am aproape 11 ani. Mulți înainte pe tine, cum te cheamă? Mă numesc Sighi și am 13 ani. Și voi ați fost la concursul de la Oradea? Da. Și ce ați făcut? Am luat locul 4. Ați luat locul 4, bravo. Câte formații au fost acolo? Nu știm sigur. 6-7 pe 6, categorie. 6-7 pe categorie. Și ce o să dansați? Sunteți îmbrăcați așa fancy, trendy. Ce dansați? Trei stiluri. Care? House, waking și hip-hop. Ce înseamnă house? Este un stil. Arată-ne o mișcare de house, ia să vedem. Ca să înțelegem diferențele. Asta e house. Următoarea ce ai zis? Hip-hop. Hip-hop. Dar arată-ne o mișcare de hip-hop. Hai. Și cealaltă? Waking. Hai, Natalia. Arată-ne tu. Nu, Natalia. Nu? Nu? Cine tu? Hai. E un stil de fete. Ce faci pe acolo? Invor spiritele? Dar cum i-ai zis? Awakening? Waking. Waking. Pe asta nu știu, celelalte le știam, house și hip-hop, dar waking, nu știu, ce e Oana Waking? Mă duc înapoi acolo, mulțumim, da. Felicitări pentru ce ați făcut la Oradea. Vezi la K.O.P. Dance School și o să înveți. Nu, dar da. De unde vine? Ce? Se dansează pe muzică disco din anii 70 și atunci sunt foarte multe chestii cu mâini. Și un stil mai mult de fete, de aia, Sighi. Nu, nu, nu. Păi n-am știut, îmi pare rău. Da. Mai mergeți undeva anul ăsta? Mai sunt, Organizăm noi un concurs pe 29 aprilie cu pașcolilor la Street Dance, se numește. De fapt, se organizează în 15 județe din țară, iar la Dolj organizăm noi. Unde o să fiu? La Casa Armatei. Vă așteptăm începând cu ora 13. O să venim probabil și cu afiș oficial. Să vă prezentăm mai multe amănunte. E un concurs între școli. Așteptăm toate școlile din Craiova să se înscrie. Deci nu între școli de dans. Școli și licee. Școli și licee din Craiova de sau învățământ. Din județ. Din județ. Din județ, da. Și după se face, adică se face finala națională la Bistrița pe 13 mai, unde o să mergem cu siguranță. Adică să câștigăm. Dacă nu mergem în calitate de organizatori, trebuie să mergem. Sperăm să și câștigăm. Nu e de mult înființată, de când e școala asta? 2 ani am făcut acum, nu, facem pe 2 mai. Da, pe 2 mai. Tu faci dansuri mai de mult. Da. De 15 ani? Da. Școala e de 2 ani, însă. Da. Bineînțeles, de școala m-am întrebat. Da. Și iată, în 2 ani ați reușit să strângeți o sumedenie de diplome de pe oriunde ați fost. Mergem, încercăm să participăm la toate concursurile, nu refuzăm nimic. Iar dacă câștigăm, la început au fost concursuri în care am mers pur și simplu pentru experiență. Uh-huh. N-au câștigat nimic copii. Însă i-am învățat să și piardă. Nu da, suntem corect. De fiecare dată învingători, pentru că sunt copii foarte buni în toată țara. Și atunci trebuie să muncim și mai mult, anul următor să demonstrăm că putem. Așa este. De ce am vrut eu să punctez că face de 15 ani? Pentru că și de aici vine. A făcut școala de 2 ani, însă experiența ta de atâția ani de lucru și cu copiii te-a făcut să ai rezultate repede. Și te felicităm pentru asta. Mulțumim frumos. Și pe tine și pe cei care au făcut asta posibil, adică pe copii, pe părinți care au decis părinții, să-și aducă mulțumim și să susțină, mult că sunt cheltuieli, mă gândesc, nu? Foarte mari cheltuieli, da. Concursul de la Oradea este cel mai mare din țară pe Street Dance și implică niște costuri foarte, foarte mari. Pe lângă cele cu costumația, cu toate cele. Sunt taxe de scriere, transport. Da, sunt. Pe lângă treaba asta, am înțeles că schimbi starea civilă? Da. Luna viitoare, fix peste o lună,
Gata. Da, bine, o să îți păstrezi numele de artist. Da, bineînțeles. Da. Și o să fie o nuntă cu cântec, dar mai mult cu dans. Da, 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 da. Mai mult cu dans. Da. Nu se pot una fără cealaltă, sigur. Cântecul fără dans și invers. Îi invităm pe copii să danseze. Am ajuns la final de emisiune, ne și luăm la revedere. Ne luăm, de da? La telespectatori. Mâine o să fim pe TVR3. Da. Pe TVR Craiova. Și pe TVR Plus. Plus. Ro. Da. Și eu zic să vă, cei care ne sunteți așa aproape și vă place emisiunea noastră, să sperăm să savurați fiecare secundă din ce se va întâmpla zilele astea, pentru că se încheie în curând. Da, da. Mai avem săptămâna aceasta până joi inclusiv, vineri nu o să vă întâlniți cu noi. Iar încetează aici că mă taie plânsul. Hai, controlează-te. Ești om mare. Iar săptămâna viitoare o să fim împreună. S-ar putea toată săptămâna sau dacă nu până joi, o să vă anunțăm atunci, iar apoi pe 22 aprilie avem prima ediție a emisiunii În Familie, sâmbătă de la ora 13 până la ora 16 pe TVR3, un nou format, însă tot noi suntem și acolo. Deci așa nu scăpați de noi, asta e. Da, așa pe că mâine. Și avem nevoie Chiopi de voi dance. Și acolo să ne susțineți. Pe mâine, la revedere! Chiopi Dance!